Bună dimineața! În concentrații bine stabilite, ozonul protejează organismul de acțiunea unor factori nocivi care duc la îmbătrânire și la instalarea unor boli. Este principiul de bază al terapiei cu ozon, cu efecte dovedite în stimularea sistemului imunitar, dar și în cosmetică. Tratamentul constă în administrarea controlată a unui amestec de oxigen și ozon care poate repara organismul din interior prin eliminarea celulelor bolnave sau străine corpului uman. Ozonoterapia este utilizată de mai bine de un secol pentru a crește gradul de oxigenare a țesuturilor. Ea se bazează pe instabilitatea chimică a ozonului care duce la formarea în organism a oxigenului atomic și a radicalilor liberi ai oxigenului. Aceștia stabilizează celulele normale și au capacitatea de a le elimina pe cele anormale, imature sau bolnave. Ozonul are capacitatea de a stimula la nivel celular creștere a glutationului intracelular, care se știe că este molecula care se ocupă de echilibru redox celular și care este responsabil de capacitatea celulei de a se apăra la acest fenomen de agresare, și în aceeași măsură dă un tip de semnal de, ca să crească secreția de enzime antioxidante de tip superoxid dismutaza, glutation reductaza și altele. Deci în felul ăsta practic celula devine mult mai rezistentă la orice tip de atac. Aportul de oxigen și ozon sprijină mecanismele reparatorii ale organismului, reducând inflamația. În acest fel, terapia cu ozon îmbunătățește metabolismul, detoxifiază țesuturile și stimulează imunitatea. În anumite boli cronice, mai ales, care au o componentă inflamatorie, componente circulatorie, acum zicem componente inflamatorie, absolut toate bolile care se manifestă de tip reumatic, de tip asociate unor infecții cronice, da? Practic, ozonul este extrem de eficient în zona, în situațiile respective. Terapia cu ozon poate fi utilizată ca metodă alternativă de tratament de sine stătătoare sau poate fi combinată cu alte metode de tratament, cum este cel medicamentos, de exemplu. Cea mai, cum să zic, directă și mai eficientă metodă de administrare sistemică este autohemoterapia, adică administrarea ozonului prin sânge. Asta nu înseamnă că introducem gaz în sânge, ci se extrage sânge dintr-o venă, într-un kit special pentru această terapie, bineînțeles pe un anticoagulant ca el să nu producă trombi, și după aceea ozonul barbotează, se sifonează în acel sânge, el reacționează cu grăsimile din sânge, după care sângele respectiv este reperfuzat în vena din care a fost extras. Și aceasta se numește autohemoterapie majoră. Există și autohemoterapia minoră, care constă în extragerea unei cantități mai mici de sânge într-o siringă care deja are ozon, îl hemolizează sângele respectiv, după care se injectează intramuscular. Și avem și administrările locale. Administrările locale se fac prin injectare. Injectare subcutanată, fie cu rol estetic, fie cu rol de dezinflamare și de decontracturare și de calmarea durerilor, nevralgiilor locale, fie intramusculare profund, iar cea mai, intervenționistă metoda de administrare a ozonului, așa, ar fi administrarea intraarticulară în cazul artrozelor, genunchi, șold și alte articulații. Terapia cu ozon nu are efecte secundare, nu produce reacții alergice și, în general, nu interacționează cu alte medicamente, iar efectele benefice încep să se vadă după primele ședințe.